Salutare, amigos! Bine v-am găsit din nou la un nou episod din Vampir. Ce faceți voi? Cum mai duceți? Vă salută Don Tigaie! Dacă vă place ceea ce vedeți, nu uitați să apăsați butonul de like, butonul de subscribe și, bineînțeles, să activați clopoțelul ca să fiți la curent cu toate noutățile care le avem pe canal. Bun, prietenii, continuăm de unde am lăsat-o. Trebuie să mergem să-l căutăm pe Sean Hampton, da? Hai să mergem să-l căutăm pe acest individ. Toată lumea mi-a zis că nu l-a văzut, până la urmă am aflat de el. Dacă vreți să vedeți ceea ce s-a întâmplat în acest joc, aveți toate episoadele pe canal și nu numai, multe jocuri superbe. Și atenție mare că se vine foarte bine. Multe jocuri frumoase pe canal, așa că abonează-te ca să fii la curent cu distracția. Bun, haideți să vedem ce mai avem pe aici. Mie-mi place să mai și caut din când în când, știți, eu când joc ceva, mi-mi place să și caut. Uitați, vedeți, de exemplu, ai un cufăr aici. Mie-mi place să caut așa, sunt mai... Nu sunt să trec jocul, să-l termin și gata, am terminat jocul, nu. Mie-mi place să mai și caut, sunt un pic aventurier așa. Un pic colecționist, să-l numim așa, colecționist. Uite, deci noi trebuie să mergem în port undeva. Nu, aici nu pot să merg în partea aici. Ba, da. Mi se pare mie sau asta e prin înăuntru pe aici? Da, e înăuntru aici. Wow! No, what the fuck? Bă, băiatule, ești nebun? Nu! Dar ce, nu mai am sânge sau ce? Băi, ești nebun, câtă viață poate să-mi ia panorama aia, nu? Wow, au venit 3 deja, nu mai am sânge. Bă, mamă, mea, ce e aici, deci nebun? Că te rupă ăștia, deci te rupă ăștia la viață, fraților. Mamă, ce e acolo? Deci e nebunie totală, e jale, e jale de aia mare acolo. Să sperăm că trecem de ei, nu știu în ce fel o să pot să trec de acești maimuțoi. Da, Jonathan. Nu pot să-mi dau seama, frate, sunt mulți. Sunt foarte mulți, frate. Și omoară foarte repede, omoară foarte... Dacă n-ar coborâ alții, ar fi super șmecherie. Dar nu înțeleg ăsta, îmi întoarce lovitura înapoi. Nu! Nu! Băi, rămâi fără energie, fără stamina, știi? Acolo muriți. Wow! Nu! Băi, ho, mai oprește-te și tu cu... Este incredibil, frate, a rămas fără stamina. A rămas fără stamina, nu? Vin prea mulți. Incredibil, rămâi fără stamina, frate, și e greu. Nu poți nici să fugi prea mult de ei, pentru că rămâi fără stamina și trebuie să le ții pieptul, înțelegi? Și ăsta cu focul, frate, dă foarte mult. Dă focul la... Uitați și voi cât focul.
E greu, frate. Trebuie să fim în totală, într-o totală fugă. E greu, e foarte greu să te bați cu ăștia. Dar de ce nu i-ai dat dacă... A, deci eu pe la mare trebuie să-l omor, frate. Eu pe ăsta trebuie să-l omor ca să pot. Ca să pot face ceva, pe ăsta trebuie să-l omor. Că asta mi-a fost frică, de asta mare. Dar lovitura cu gheara, să știți că nu ia mult, nu ia mult damage. Nu ia mult damage. Mă gândeam că ia mai mult că lovitura sub barbă cu gheara. Asta e gheara mortală. Mamă, dar nu-mi dă și mie nimica, frate, mă uit. Pe parcursul jocului ar fi fost șmecherie mare să-ți dea o armă, ceva, să-ți dea arme noi, să-ți dea niște chestii noi, să-ți dea niște... N-ai, frate, nimic, sărăcie totală în jocul ăsta. Bă, mă, frate, mai sărac ca un sărac de la... Și ok, dar unde e ăsta? Deci fii atent, că am dat să-l găsesc pe ăla și nu l-am găsit. Sărăcie. A, pe aici nu pot să urc. Deci pe aici nu pot să urc, ok, trebuie să mergem pe jos sau pe aici prinuntru. Aici prinuntru canci, nu se poate. Stai, să o luăm pe aici, să ne batem cu ăștia. Hei, cum să dai, mă, pe lângă unul, nebun? Ia te, mă, îl dă lola. Au început și ăștia să-i schiveze ca și mine, dacă vă uitați la ei. Băi, e mai șmecher cu mouse-ul și cu... Am zis că acest joc e mai mișto să-l joci cu telecomandă de Xbox sau așa mai departe. E mai greu, să știți. Pentru că cu mouse-ul te întorci imediat 360. Cu joystick-ul, în momentul când ai apăsat să lupți, adică să dai, să te înclanșezi un atac, nu mai poți să te miști așa, dacă nu fixezi camera pe inamic. Așa că atenție mare când jucați, dacă este să jucați acest joc, să știți și să aveți în considerare acest lucru. Uite-te, știu ce e aici, frate, asta se bate cu ei. Lasă-i să se bată acolo, frate. Dar ce-i pe aici, frate? N-ai nimic, ca mă, nene, mă. Am zis că găsești eu ceva. Ia uite-mă. A venit el pe mine, mă. A venit pe mine, știam. Dar dă-te din calea mea, că n-am chef de tine. N-am chef de voi. Trebuie să o să trească să mă bag cu ăștia, că altfel nu cred că o să dau de la mare.
Nu, 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 nu. Eu o să... Dar ce am făcut? Ăștia au venit la spital. Ăștia ce-au făcut, mă? Au venit la spital. Come now, Lottie. There is still much work to do. Da, mă, așa că îl căutăm imediat pe Sam. Avoid a long face? Ia uite-l. Ia uitați-l pe Sam. Asta e vampir direct. Ia ce ochi are. Ia uite. Ia uite. Asta este tot care te preocupă? My long face. Sam, fața mea. This is a blessing for me to become a skull. Immortality gives me more time and energy. A fost un sfințenie, m-am transformat într-un skull. The amount of blood that has been shed, it's hard to believe. De când a fost în Pembroke că s-a vărsat mult sânge. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Ia să întrebăm dacă au omorât-o pe Harriet Jones asta. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? De ce a omorât pe domnișoara Jones? You must be mad, doctor. S-a omorât pe Harriet Johnson? Ca și cum nu ai omorât-o el. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Ok, deci mi-a dat ok ca să mergem în canalizări de dedesub să găsim toată informația acolo. Atenție mare. Sunt impresionat, ia să vedem ce spun. Asta-i spun eu. But your sense of purpose and calm gives me some relief. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then. Puteți să-mi spuneți acolo în comentarii dacă vreți să facem gameplay-uri cu facecam, cam sau fără. Eu mi-e place să fac fără facecam, că m-a interesat este jocul. Așa că, știi? Pe mine mă vedeți de luni, pe mine mă vedeți în weekend cu live stream-uri. Da, prieteni. Haideți să mergem. Băi, nu știu, îmi place. Ce să fiu, poate mai găsim câte ceva pe aici, da, nu cred. Știi cum e, cine caută găsește. Dar în cazul ăsta, nu știu ce am putea găsi pe aici așa de valoare. Ia, ia uitați aici, setare. Degeaba, frate, dacă nu-mi dă și mie o armă. Să-mi dea și mie să zic, uite boss, cât am mai ar mai câștigat aici, că ai căutat, ai găsit. Nu știu, avea cineva un shotgun, avea cineva, am văzut o sabie, ca un fel de sabie, nu știu unde a găsit-o. Probabil tot așa, trebuia căutat prin anumite cutii în misiunile anterioare, dar nu cred, nu știu. Oricum, cu băta care o am de moment sunt foarte bine, doar că parcă nu știu, parcă nu dau damage cum trebuie. Așa simt eu, parcă sunt mai puternici monștrii care mi-apar pe parcursul partidei. Sunt mult mai puternici. Aici avem ceva, boss. Ia. Am zis că mă mănești și pe mine cu ceva interesant, dar văd că nimic. Dai tu 6. Ce mai era ceva jos acolo? Nu. Nimic. Ce tip de misiune? Iopa, ce avem aici? Ce tip de misiune avem? Misiunea... Haideți să mergem, prieteni, haideți să ieșim de aici. Stai așa că mai e câte ceva pe aici. Stai, este închis. Și cum se deschide aceste... Aceste dulapuri. Stai... A, am scris cineva acolo mort, dar nu e. Bun, haideți să mergem afară, să plecăm la misiunea noastră. Și că pentru că am omorât un cățel, mă numește... C-
Criminalul de câini. Ceva de genul. Îmi place să iau pe aici, pe la cotitură. Să nu-mi iau vreo lopată în gură, nu de alta. Opa, ia uite. Da, mă. Nu știu, mi-ar fi plăcut omorând acești acești vampiri care sunt în cale, care îi găsești în cale. Nu știu, frate, să-ți dea ceva, să-ți dea o anumită tactică de luptă sau ceva, știi? La ce mă refer? Dar văd că nu. N-ai ocazia asta. Bun, aici avem un container, unde ăsta, o lăduță, nu știu cum să spun. Ia uitați. N-ai murit, am zis că am murit, mă, dar n-am murit, mă. Vedeți, să-mi dea și mie o pușcă de asta cu foc sau să-mi dea și mie o altfel de bâtă, de... Dar nu, frate, n-ai, el e cu a lui. De ce e chestia asta? Chestia asta mă scoate din sărite. În momentul când dai în el, vezi, de la nu se duce să dea în el. Da și voi. Ia uite. Deci ajungi lângă el și n-ai cum să-i dai în el, lol! Că n-am energie, n-am stamină. Du-te, mă, de aici, mă, nene, mă, și plimbă ursul, frate. Eu ce mă taie ăsta și eu n-am ce... Deci două tăieturi mi-a dat și m-a rupt. N-am băgat un ser de ăla de-al meu, că n-ai... Stați așa puțin că vreau, sunt curios, 65, 130, deci dublu, fii atent. 20 de energie, 15 de energie.
schimbă zon, frate. Aici este intrarea în... intrarea în canalizări. Să vedem cum este intrarea în canalizări, prieteni. Da. O secundă. Ok, haideți să vedem. Ta mai sâmbioiul pare că am, dar de fapt... nu este, cine știe ce sabie, să zici, wow, cât mai sabie are acest vampir. Da, te doare capul de sabia lui. Nu e bună de nimic. Pe acolo nu putem să intrăm. Treaba importantă e să nu ne pierdem pe aici. Nu funcționează. Ok, dar ce funcționează? Aici. These wheels control the water level. Aha. Aici e vreun... aici trebuie să găsești, am sigur, să găsești câte ceva pe aici. Ia. Asta așa, că vedem acum. Mai am aici, aici undeva, aici puteam să cobor și nici dacă o să iau în dreapta, nu mă lasă. Ok. Deci eu nu știu, frate, cum alții găsesc anumite lucruri care nu le-am găsit și având în vedere că eu chiar caut lucrurile. Deci eu chiar pot să zic că eu caut. Pe aici normal ar trebui să cobor înapoi, da. Că trebuie să urc pe aici. Nu, pe aici nu pot. Și pe aici, nici atât. Deci atunci te-ai făcut bobiță. Probabil trebuie să dau drumul ăsta așa. Uite așa să vedem. Așa, am închis apa. Și scade undeva? Nu. Aha. Aici nu poți să faci nimic, a? Da. Interesant. Am zis că scade apa și poți să treci în partea cealaltă, da. A, dar chiar poți să treci în partea cealaltă, chiar dacă e apă. Aici e ca un pasăl, dar... ia, stați așa. Ia. A, ok, trebuie să desfac chiar aici, să rup acele butoaie. Da, și după aia să închid acea poartă ca să se schimbe cursul apei, da. Ok. Vedeți, acum poarta trebuie să închidă bine. Ok. Închidem doar asta. Dar de ce nu... păi bun, dar de ce nu urc în sus? Stai așa, că aici e ceva. Ia să închid amândouă de-astea, să vedem ce trebuie să facem. Băi, e o chestie cu... aha, aici nu mai apă deloc. Aici e o... o șmecherie ceva ce trebuie să facem. Da, pe aici văd că nu poți să faci nimica. Degeaba nu mai apă că nu ai nicio treabă. Păi asta e bobița așa, ce facem aici? Ia. Caut, ai văzut? Acum funcționează, tu-i ceapa mamei lui.
Vezi, pe aici trebuia să mă duc eu să văd eu unde e. Ia auzi, bă, băieți. Ce-a făcut ăsta? Închis? Am zis că am mai închis aici. Ducea niște gloanțe, ia gloanțele de jos. Ce scrie aici? Reward, ceva de genul. Astea nu putem să le citim. Bă, hai să vedem ce se află aici, frate, ce se întâmplă. Ia uite, cineva care dispare. Cineva care e ca și mine, sigur. Da, nici nu. Deci nici nu gândesc, nici nu mă gândesc. Cineva care e ca mine, sigur, pentru că știi ce se întâmplă? Auzi, aud acest zgomot. Ia să vedeți. Sunt sigur. Ia, să vedem cine îl aleargă sau ce se întâmplă. Ia să vedem ce avem noi aici. Ia uite. Acel monstru care mi-a zis să... Îmi văd de treaba mea că mă haules. Mă bate cu ăștia, dar n-are nicio treabă, iau. Deci că sunt furnici. Maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again. Trebuie să curățăm canalizările, zice. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. Îl ai grijă ce spui, nu, Flitule, pentru că o să te strivesc ca pe un vierme. Nu-mi zice că trebuie să mă bag cu ăsta.